Tânărul a ajuns pe mâinile polițiștilor după ce o femeie din comuna Stejari a anunțat la 112 că a observat un bărbat care a încercat să pătrundă prin infracție într-un magazin, iar în momentul în care acesta a văzut-o, a fugit de la fața locului cu un autoturism. Polițiștii au găsit autoturismul abandonat pe raza orașului Târgu Cărbunești. În urma cercetărilor, criminaliștii l-au identificat pe unul dintre suspecți, iar în colaborare cu polițiștii din Hunedoara, suspectul a fost depistat pe raza județului de domiciliu. El a fost preluat de o escortă IPJ Gor și condus pe bază de mandat la sediul poliției orașului Târgu Cărbunești. Pe parcursul administrării probatoriului, polițiștii au stabilit că la tentativa de furt comisă pe raza comunei Stejari, suspectul a participat cu o altă persoană, care în prezent se sustrage cercetărilor. Suspectul a fost reținut pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la furt calificat și furt calificat. Din cercetări s-a stabilit faptul că acesta, pe timpul nopții, împreună cu o altă persoană, au încercat să pătrundă prin infracție într-un magazin din comuna Stejari, însă au renunțat fiind surprinși de către administrator. De asemenea, s-a probat că suspectul a pătruns fără drept în incinta spitalului orășenesc Târgu Cărbunești, iar de aici a sustras poșeta unei angajate. De asemenea, s-a mai stabilit faptul că suspectul a sustras din incinta spitalului orășenesc Târgu Cărbunești o poșetă aparținând unei angajate în care aceasta avea o sumă de bani, telefonul mobil, cardul și documentele de identitate. Astăzi, polițiștii l-au prezentat pe suspect cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat și tentativă la infracțiunea de furt calificat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești. Totodată se continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a suspecților.